Este bine să fim aici împreună cu toată Biserica și uh, prin rugăciune, prin cântare, inimile noastre sunt pregătite pentru a înțelege care este voia de Dumnezeu cu privire la viața noastră, astăzi în secolul al 21 lea Și vreau să pornesc de la o constatare, uh, nu știu dacă e valabilă întreptul dumneavoastră, dar uh, viața privată a creștinului de astăzi este foarte puțin diferită de viața unui necreștin. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau dacă e chiar așa. Cel puțin mă uit la viața mea de multe ori și văd că nu este o mare diferență între viața mea și viața unui necreștin. Și m-am întrebat de unde vine această discrepanță între ce ar trebui să fie un creștin și ceea ce este în realitate. Și asta vom încerca să răspundem la o întrebare foarte grea, dar sperăm ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune să răspundă această întrebare. Și anume, întrebarea este, care este sau ce este adevărata închinare? Pentru că azi dimineață am auzit, nu, că am venit la un timp de închinare, există o echipă de închinare și întrebarea pe care trebuie să ne punem este, ce e adevărata închinare? Acum, probabil că știți exemplul acesta, se spune despre Albert Einstein că el călătorea destul de mult prin America pentru a vorbi la diferite universități, susținând diferite conferințe cu teme care dezbăteau teoria relativității. Bineînțeles, el nu conducea, avea un șofer, pe numele său Albert, sau pardon, Harold, așa, și șoferul asistând de multe ori la conferințe, deja învățați pe de rost spiciul profesorului și i-a spus o dată pe, pe mașină, domn' profesor, dacă vreți să vă plictisiți sau nu puteți să știți că pot să țin eu conferința. Foarte bine. Uh, odată, Albert a fost uh, așa de răcit încât uh, n-a avut nici o de inimă să țină conferința. Pe atunci, mass media nu era așa de răspândită, a ajuns la Universitatea Brown, oamenii nu știau cum arată și uh, Dr. Einstein a spus șoferului, astăzi este momentul să ții tu cursul. Șoferul se duce în față, cap, de la cap la coadă, prezintă absolut tot, perfect tot ceea ce trebuia să spună și de fapt Einstein. Și la final, din sală, se ridică o mână, care se pune o întrebare, o persoană care se pune o întrebare dificilă. Și persoana respectivă îi pune o întrebare dificilă legată de, de ecuațiile legată de, legat de teoria relativității. Și acum șoferul pus în încurcătură răspunde în felul următor. Păi, domnule, această întrebare este așa de simplă încât până și șoferul meu din spate poate să răspundă la ea. Adică Einstein era în spate, așa aș vrea să răspundă această întrebare. Într-adevăr, această întrebare este una dificilă. Nu știu dacă am un șofer aici în spate care, care, care poate să răspundă această întrebare, dar. Pentru a răspunde această întrebare, în primul rând trebuie să pornim de la o altă întrebare, și anume care este scopul pentru care noi trăim? Dacă nu știm răspunsul la această întrebare, înseamnă că viața noastră așa se petrece de la o zi la alta fără niciun scop, de altfel, nu? Nu vreau să intru foarte multe de detalii, dar Isus Hristos rezumă scopul vieții atunci când este confruntat cu ispita lui Satan, care acesta îi spune, închinite mie. Și în Matei, capitolul 4, versul 10, Domnul Isus Hristos răspunde în felul următor. Căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te și numai lui să slujești. Acum, în limba greacă sunt mai mulți termeni pentru același cuvânt pe care avem în limba română. Închină-te, slujește -i. Dar termenii pe care îi folosește ce Domnul Iisus Hristos sunt doi și spune așa. Să te proșterni și să fii sclavul lui Dumnezeu. Nu folosește termenul de liturghia, care înseamnă din nou a te închina, ceea ce noi facem astăzi, aici este o liturghie. Da? Este o închinare împreună cu toți frații din biserică și asta e o liturghie. Sau omologia, nu facem o confirmare a unui adevăr revelat. Omologia înseamnă să recunoști, să mărturisești cu gura ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine și asta este o închinare. Dar Iisus Hristos rezumă scopul vieții prin acești doi termeni, să te proșterni în fața lui Dumnezeu și să-i slujești ca un sclav. Pentru a răspunde această întrebare, ce este închinarea adevărată, Aș vrea să ne uităm la un text din Vechiul Testament, din ultima carte a Vechiului Testament, din cartea profetului Maleahi, și vom citi câteva versete pe rând, le vom analiza și vom încerca să găsim răspunsul la întrebarea ce este închinarea adevărată. Cartea Maleahi este o carte specială pentru că în ea regăsim dialogul omului cu Dumnezeu. Mai sunt astfel două de căr astfel de cărți în scriptură, două la număr în care omul dialogează cu Dumnezeu. Una este Iov, în care Iov întreabă de ce pedepsește Dumnezeu omul bun și cealaltă carte este Osea, în care Osea întreabă pe Dumnezeu de ce Dumnezeu nu pedepsește pe cel rău. Și Dumnezeu nu are nicio problemă cu slujitorii lui atunci când aceștia îi pun întrebări. Dar totuși în această carte vom vedea că Dumnezeu se supără pe întrebările pe care oamenii le pun printre ele regăsim pe următoarele. Cu cine ai iubit, Doamne? Dar cu ce am nesocotit noi numele Tău? Cu ce te-am spurcat? Cu ce te-am obosit? Dar unde trebuie să ne întoarcem noi? Cu ce te-am înșelat? Ce am spus noi împotriva Ta? Acestea sunt întrebările pe care Dumnezeu le enumeră în Scriptură ca mărturia ceea ce oamenii au comunicat la adresa lui. Acum, dacă ne uităm la viețile noastre, cred că niciun dintre noi n-a rostit întrebările acestea la adresa lui Dumnezeu. Da? Când ne-a spus Dumnezeu, Doamne, dar când m-ai iubit pe mine? Sau cu ce te am defăimat? Sau, da, de ce să mă pocăiesc eu, Doamne? De ce? Ce-am făcut? Nu, noi suntem mai smeriți, recunoaștem, recunoaștem cum Dumnezeu ne iubește, numai că, asemenea poporul Israel, vom vedea că și noi, și poporul Israel, nu comunică aceste întrebări verbal, ci într-un alt mod. Haideți să citim primele versete din Maleahi, capitolul 1. Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, dar cu cine ai iubit? Nu este sau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși, am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Ce mesaj de deschidere într-o carte care închide Vechiul Testament? Chiar înainte de a se certa Dumnezeu cu omul, el ține să menționeze și să exprime dragostea pe care el o poartă față de fiecare. Și Dumnezeu îi spune, spune poporului Israel, te-am iubit, și poporul să răspune și spune, dar cum ne-ai iubit tu pe noi? Ce este dragostea? Dragostea, nu? Ce puțin din experiență. Spunem că este acel sentiment, nu? De afecțiune, care se transformă într-un legământ. Nu? Dacă te îndrăgostești de o fată, o iubești, vrei să fie soția, soția ta, faci un pas mai departe și închei un legământ cu ea. Deci un sentiment care te conduce la devoțiune. Asta înseamnă dragoste. Și Dumnezeu spune, eu am avut sentimente față de voi și aceste sentimente au fost dovedite în legământul pe care l-am făcut cu voi. Și voi vă întrebați cum am iubit. Dacă ar fi să dăm câteva pagini înapoi în Sfânta Scriptură, doar cu 400 de ani înainte de Maleahii, am descoperit un alt profet care scrie o carte destul de explicită și anume Cartea Osea. Un profet neobișnuit care a trăit în împărția de Nord, în Israel, și acesta primește o poruncă din partea lui Dumnezeu să se căsătorească cu Gomer, o femeie stricată. Și imaginați-vă oamenii din comunitatea în care trăia, în care trăia Osea. O să te apreciăm, te iubim, ești un profet al lui Dumnezeu, dar nu înțelegem cum un, tu, un om al lui Dumnezeu, un om evlavios, se unește cu o femeie stricată. Și tocmai acest lucru l-a dorit Osea să-l audă. Și el răspunde în felul următor. De când așteptam eu această întrebare? Pentru că întrebarea este foarte bună, dar vă voi răspunde doar după ce voi îmi veți spune cum se poate ca un Dumnezeu sfânt să iubească niște oameni atât de păcătoși ca și noi. Dacă mergem puțin mai devreme, în Deuteronom, chiar atunci când Dumnezeu încheie un legământ cu poporul Israel, capitolul 7, versetele 6 la 8, iată ce spune Dumnezeu. Că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeu tău te ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața Pământului. Nu doar pentru că întreci la număr toate celelalte popoare s-a alepit Domnul de voi și v-a ales. Căci voi sunteți un popor mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubește. A vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Dumnezeu demonstrează de-a lungul istoriei că a iubit poporul Israel în toate felurile po posibile. Profetul Isaia, în capitolul 5, versetul 4, spune așa. De fapt, Dumnezeu spune prin profetul Isaia. Ce aș mai putea face viei mele? Și nu i-am făcut. Pentru, că, pentru ce am făcut de a struguri sălbatici? Când eu mă așteptam să facă struguri buni. Am făcut tot ce a ținut de mine, spune Dumnezeu. Ca să demonstrez omului că îl iubesc. Și el îmi dă replica aceasta. Cu cine te-am iubit? Cu cine ai iubit? Dacă ne uităm la noi și la alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul nostru, suntem noi conștienți că Dumnezeu ne-a iubit dând pe Fiul Său să moară în locul nostru? Ce altă dovadă de dragoste mai putem aștepta de la Dumnezeu? Așa că un prim răspuns la această închinare adevărată este închinarea care este făcută cu dragoste. Nu poți să te închini dacă nu, ești conștient că Dumnezeu te iubește și tu îl iubești pe Dumnezeu. Închinarea fără dragoste nu este posibilă. Mai capitolul 1, răstul al 6 -le. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpând, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, dar cu ce am socotit, ne socotit noi numele tău? Dumnezeu aici folosește două truisme care erau foarte cunoscute audienței căreia i s-a Și anume, relația tată-copil și relația stăpân-sclav. Și observați cum Dumnezeu îi atrage în capcană? Și spune, a, din punct de vedere cultural, vă recunoașteți că fiecare copil trebuie să onoreze, să onoreze pe părinți. Și fiecare slujitor, angajat, sclav, trebuie cel puțin să respecte pe cel din autoritate. A, spuneți că eu sunt Tatăl Vostru, atunci unde este cinstea, onoarea care mi se cuvine? A, spuneți atunci că eu sunt Stăpânul Vostru, unde este frica, reverența care mi se cuvine? Și audiența cade în capcană și își dă seama de fapt că nu îl vede pe Dumnezeu nici ca Tată și nici ca Stăpân. Și zice, dar cu ce nu te-am respectat noi pe tine? Și Dumnezeu, foarte interesant, le răspunde. Acum, acest mesaj este adresat în special preoților. În mod explicit, de fapt, nu? Spune aici. Zice Domnul Oștilor către voi, preoților, care ne socotiți, numele meu. Noi nu mai trăim în epoca... Uh, dinainte de Isus Hristos, când oamenii aveau nevoie de un intermediar între el și Dumnezeu, un preot, pentru că Apostolul Petru, în capitolul al doilea din prima sa epistolă, versul 5, spune așa, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. care să aduceți gerfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu în Hristos. Astăzi, acest verset ni se adresează fiecăruia dintre noi. Cultura română este o cultură în care respectul, cel puțin în trecut, era la mare cinste și limba pe care o vorbim denotă acest respect și această reverență față de persoanele din poziții mai înalte sau mai în vârstă. Nu? Vorbim cu dumneavoastră, avem acest pronume, învățăm să-i respectăm pe profesori, pe cei din autoritate, pe părinți, dar cât de multă reverență avem față de Dumnezeu. îl onorăm noi pe Dumnezeu ca tată? Sau cel puțin ne temem de Dumnezeu ca de un stăpân? Da, Dumnezeu ne iubește, așa, așa ne mărturisește și El însuși. Și avem lucrul acesta clar la, la, la Golgota. Dar cum îl respectăm noi? Cum îl onorăm pe Dumnezeu? Fiecare dintre noi, ca preot. Și Israelul îi cere exemple. Doamne, cu ce te-am nesucotit noi? Cum adică te-am desprețuit? Că nu înțelegem. Și atunci spune Maleah capitolul, 7, versetul, capitolul 1, versetele 7 și 8. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de desprețuit când aduceți o jerfă, ca jerfă, o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia! Du-o, dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Deci până acum am văzut că nu ne putem închina fără a avea o relație de dragoste cu Dumnezeu. Nu ne putem închina dacă nu avem reverență, respect. Nu i acordăm onoare lui Dumnezeu. În al treilea nu ne putem închina fără sacrificiu. Atitudinea nepăsătoare a preoților este demonstrată prin faptul că jerfele pe care le aduceau erau necurate. Imaginați-vă că acești preoți trebuiau să fie liderii societății, cei care să-i învețe pe poporul Israel care sunt limitele, care sunt procedurile, ce înseamnă curat și necurat, ce jertfă trebuie adusă de fiecare dată, în ce context și cum trebuie adusă această jertfă. În Levitic, capitolul 22, versetul 21, iată ce spune Moise. Vita pentru jertfă să fie, fără cusur, de ce? Ca să fie primită, să n-aibă niciun cusur în ea. Dumnezeu nu primește orice fel de jertfă. Și probabil că preoții aceștia știau lucrul acesta. Și cu toate acestea, pentru că îl desconsiderau pe Dumnezeu, desconsiderau, desprețuiau altarul, masa Domnului, au ales să aducă orice ca jertfă. Animale cu deficiențe. Și Dumnezeu din nou presează exact acolo punctul unde îi doare pe, pe evrei și le spune în felul următor. Ok, mie mi-aduci o jertfă care nu-i nu bună. O jertfă pătată. Dar ea încearcă să face următorul exercițiu. Du-te la dregător și doi lui un astfel de cadou. Cine este trecătorul? Este o persoană de autoritate sau o persoană care poate să-ți facă ceva, să-ți rezolve o problemă? Și atunci ce spune aici Dumnezeu? Te va primi el? Va primi el cadoul din partea ta, jerfa din partea ta? Sau va ține el seama de ea? Te va băga în seamă, îți va rezolva problema pentru că i-ai dus jerfa respectivă? animalul respectiv ciuntit. Și totuși la mine veniți cu jerfe necurate. Ceea ce vă mai rămâne după ce ați consumat voi, îmi aduceți mie. Scopul jerfelor era ca Dumnezeu să-i primească pe cei care le aduceau. Jerfa fără cusuri trebuia adusă așa încât Dumnezeu să o primească. Ce jerfe aducem, duhovnicești, aducem noi astăzi? Pentru că suntem o preoție sfântă care care aduce jerfe duhovnicești. Vorbim la biserică aici, nu? Cu copiii să fie reverențioși, să nu vorbească, să-și dacăciul la jos când intră într-o încăpere, să nu flore în biserică, nu? Pentru că ar comite un sacrilegiu. Ce înseamnă acest cuvânt, Sacrilegiu? Sacrilegiu înseamnă să iei ceva care este al lui Dumnezeu și să-l folosești în mod profan. Care sunt lucrurile pe care noi le luăm de la Dumnezeu și le folosim în mod profan? Timpul. Banii niciun dintre noi nu are nici timp și nici bani. Asta știu din, din experiență. Și totuși Dumnezeu spune că dacă nu aduce o jertfă care este coste, nu este primită. Dar dincolo de a comite un sacrilegiu, să iei ceva care e dedicat lui Dumnezeu și să-L folosești pentru tine, este un lucru și mai grav. Să iei ceva și să dai lui Dumnezeu atunci când tu nu mai ai nevoie de el. Asta e și mai grav. Când nu mai ai nevoie de ceva, atunci dai pentru Domn. Ce ne mai rămâne? Cam asta dăm lui Dumnezeu. Lucrurile de second hand. Tot ce e de primă mână, ținem pentru noi și lucrurile de mâna a doua le dăm lui Dumnezeu. Deci nu te poți închina fără dragoste, nu te poți închina fără reverență, nu te poți închina fără să te coste ceva. Maleahe, capitolul 1, versul 10. Un verset tragic. Un verset tragic. Cine din voi va închide porțile? Ca să nu aprindeți degeaba focul pe altarul meu. N-am nicio plăcere în voi, zice domnul oștirilor, Și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Vedeți aici, Dumnezeu caută un om care să facă un lucru foarte interesant. Să închidă Templu. Caută Dumnezeu un om ca să închidă ușile la biserică, astăzi. Să nu mai intre nimeni în biserică. Și Dumnezeu spune cu regret, nu găsesc pe niciunul care să închidă ușile de la templu pentru că nu vreau să mai văd jerfele voastre. N-am nicio plăcere nici de voi și nici darurile de mâncare de mâna voastră nu mi sunt plăcute. Vă dați seama Dumnezeu, Dumnezeul poporului Israel care locuia în mijlocul lor în templu. Spune: "Vreau să închid ușile de la templu. Nu mai, eu nu mai lucrez acolo." Închinarea nu are nicio treabă cu templu. Preoții erau chemați să deschidă ușile de la templu, să primească oamenii la templu. Și acum Dumnezeu caută un preot pentru a le închide. întrebare pe care mi-am pus a fost, cum poate un Dumnezeu care în mod explicit cere jerfă să spună nu-mi place jerfele, nu plac jerfele pe care le aduceți. Nu-mi place de voi. Nu-mi place nici darul de mâncare pe care mi-l aduceți. Cum e posibil lucrul acesta? Ca Dumnezeu care cere jerfă totuși să disprețuiască El însuși jerfa. Acest lucru ne-l explică un alt profet, Amos, în capitolul 5, versetele 21 și 22. Aici limbajul este și mai puternic, numai că nu-i place lui Dumnezeu ceva, dar el spune aici așa, eu urăsc, urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți ardele de tot și darul de mâncare, n-am nicio plăcere în ele. Același limbaj, vă observați? Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jerfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Ce cere Dumnezeu totuși? Dacă animale nu vrea, jerfe de mâncare nu vrea, chiar viței îngrășați, nu vrea. Adună de sărbătoare, le urăște. Când poporul său se adună, Dumnezeu nu găsește nicio plăcere acolo. Un verset mai încolo, Dumnezeu ne dă răspunsul, ce aștept de la noi. Amos, capitolul 5, versetul 24. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un părâu care nu seacă niciodată. Nu ne putem închina fără o inimă curată. Nu ne putem închina fără neprihănire, fără dreptate. Dacă nu te porți cu dreptate, dacă nu ești neprihănit, degeaba vii la biserică, degeaba vii la închinare, degeaba faci jerfe, pentru că Dumnezeu nu le primește. Și această progresie pe care am văzut-o în capitolul 1, pornind de la afirmația Dragostea lui Dumnezeu, a faptului că cere de la noi reverență, a faptului că cere de la noi sacrificiu și ce avem mai bun. Pornind la faptul că avem nevoie de o inimă schimbată, de o inimă dreaptă, neprihănită, pentru a ne putea închina. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, ajungem să fim obosiți. Maleahii, capitolul 1, Versele 12 și 13. Dar voi îl pângăriți prin faptul, altarul, prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de desprețuit. Voi ziceți, ce mai ostenială și o desprețuiți, zice Domnul oștirilor. Observați, Evrei vedeau închinarea ca pe o casnă, ca pe o povară, ca pe un chin, ca pe o steneală. Ce plictiseală să închine între Dumnezeu. Ce obositor este să închine între Dumnezeu. Nu este obositor să închine între Dumnezeu? Este aduci cerfe, animale, să cauți, să fie fără cusur, să dai zeciuială, să te duci să faci bine, să te pocăiești, să ai regret, să schimbi inima. E obositor. Ce plictiseală? Ce oboseală? Și în același timp, ce tragedie? Să crezi că scopul pentru care ai fost creat este unul obositor. Dacă am fost creați pentru a ne închina de la Dumnezeu și pentru a-i sluji, și lucrul acesta a devenit obositor pentru noi, e tragic. Dar am să fac din nou o paralele cu viața noastră. Atunci când închinarea devine obositoare, și când devoțiunea este înlocuită de datorie, cred și eu că ești plictisit. Imaginați-vă într-o relație în familie. Fie că e soț, soție, copil sau părinte, când nu mai iubești pe cei din jurul tău, pe cei din casa ta, și să duci gunoiul, devine obositor. Atunci când nu iubești, când din obligație trebuie să duci flori soției. Când din obligație trebuie să bați un cui. Ca așa e relația, ești obligat. Ești sosul soției, nu ai ce faci. Ești obligat să faci ordine în casă. Dacă faci lucrul acesta din obligație și nu din dragoste, această relație este una obositoare. Pentru că nu există acel devotament. Acel angajament motivat de o iubire. Nu există închinare fără dragoste, nu există închinare fără reverență, nu există închinare fără sacrificiu și nu există închinare fără o inimă curată. Pentru că dacă nu ai aceste lucruri, ești un închinător obosit. Ești un închinător chinuit. Cum să ne închinăm lui Dumnezeu și numai lui să-i slujim? Astăzi nu mai avem sistemul de jerfe, nu mai avem templul la care trebuie să venim, să aducem animale, nu mai trebuie să mergem la piață, să căutăm animale fără niciun uh, defect, astăzi avem orație cu Dumnezeu, Tatăl, prin Isus Hristos, mântuiți prin dragoste, venim la închinare, asta e limbajul pe care îl folosim, duminica, trupa de închinare cântă, ne închinăm și plecăm acasă. E simplu. Problema e că de multe ori și închinarea din biserică e obositoare. Da, să te mai închini în timpul zilei. În timpul săptămânii. De multe ori luăm ce avem mai bun, intelectul nostru, emoțiile noastre, abilitățile noastre și le dăm lumii. Foarte mulți tineri caută, justificat de multe ori, să meargă la cele mai bune facultăți din lumea asta, să aibă cele mai bune slujbe pentru a obține remunerația cea mai mare. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dar asta se întâmplă. Dar câți dintre tinerii noștri, cu intelect foarte bun, cu abilități foarte bune, mai caută să studieze teologia? Câți dintre tinerii noștri caută să intre în lucrare? Preoții care trebuiau să dea adevărul poporului Israel, știți ce făceau ei? Maleahic, capitolul 2, versetele 7 și Buzele preotului trebuia să pătească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că este un sol al Domnului Oștirilor. Foarte puțin dintre noi suntem preocupați de cunoașterea lui Dumnezeu. Și le dăm interesul M a spus, justificat, nu, nu, nu este acuză. Mă uit în dreptul meu, în primul rând. Ne dăm din timpul nostru, din abilitățile noastre, pentru a investi în lucruri trecătoare. Faptul că ești un aitist bun, nu e un păcat. Pentru că te poți închina la Dumnezeu ca aitist. Faptul că ești uh, un pensionar bun, harnic, nu e un păcat. Pentru că te poți înghina la Dumnezeu și ca pensionar. Dar trebuie să te coste ceva. Trebuie să te coste ceva. Mulți dintre dumneavoastră probabil că ați văzut filmul care de foc. În acest film avem povestea, descrisă povestea adevărată a doi atleți pe nume Harold Abrahams, care alerga pentru gloria personală și un al doilea atlet scoțian pe numele său Eric Lidl care alerga pentru gloria lui Dumnezeu. La începutul filmului găsim o scenă în care Harold discută cu un alt coleg de-al său și spune acesta îi spune, măi mie nu-mi place să pierd cursa. Harold îi spune, Păi eu nu știu ce înseamnă să pierzi. Eu sunt foarte bun. Nu știu ce înseamnă să pierd. N-am pierdut niciodată. La finalul filmului, îl găsim pe Harold în vestiar cu același prieten. Era înaintea cursei din anul 1924 de la Olimpiada din Paris. Și înaintea cursei, Harold face o mărturisire și spune așa. Până acum mi-a fost frică să pierd. Acum, înainte de curse de la Olimpiadă, îmi este frică să câștig. Pentru că am 10 secunde să dovedesc rostul existenței mele. Și nu știu dacă am să reușesc. Harold participă la cursă, câștigă cursa. Știți cum pleacă de la finalul cursei? Trist. Și a dat seama că faptul că a obținut medalia de aur, nu l-a plinit. Toată viața lui a urmărit acest scop de a ajunge numărul unu. Și când a ajuns în vârf, și-a dat seama că acest lucru nu, l am plinit. Pe de altă parte, îl avem pe Eric Lidl, care a luat o decizie personală pe care n-a impus niciun, 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 alt coleg, și anume să nu alerge în ziua de duminică. Așa că la cursa de 100 de metri, el nu a alergat. În schimb, a venit ziua de luni, finala de la 400 de metri și înainte cursei de 400 de metri, un uh, coleg american vine și dă un bilețel, Jackson Schultz, pe numele lui, pe care scrie așa, scrie așa. Și acum Domnul zice, căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Strânge hârtia în mână și alargă cu acel bilet până la finalul cursei. Câștigă cursa și se bucură că a câștigat cursa. Care-i rostul existenței noastre pe Pământul acesta? Să ne închinăm lui Dumnezeu și să slujim numai lui. Harold era atlet ca și lider. Dar, unul a simțit dezamăgire la finalul cursei și celălalt a simțit bucurie la finalul cursei. Ce a făcut diferența între cele două atitudini? Și răspunsul îl găsim la mijlocul filmului într-un dialog pe care Eric Lidl îl are cu sora lui, Sara. Sora lui îi spune așa, Eric, de ce renunți tu la așa de multe lucruri? De ce te chiri așa de mult? Iată răspunsul pe care Eric Lidl îl oferă. Dumnezeu m-a creat pentru un scop. Dar în același timp m-a făcut rapid. Și atunci când alerg, simt plăcerea lui Dumnezeu. Simte Dumnezeu plăcerea atunci când faci mâncare? Simte Dumnezeu plăcere atunci când dai din timpul tău pentru a merge la cineva la spital? Simte Dumnezeu plăcere atunci când studiezi pentru un examen? Simte Dumnezeu plăcere atunci când te pregătești pentru închinare? Simte Dumnezeu plăcere atunci când te pregătești pentru predică? Te duce la șeful tău, la companie, cu prezentarea în așa fel încât, cu aceeași prezentare pe care îi spune bisericii? Tratăm lucrurile foarte ușor. Aici la biserică merge oricum și orice. A, mă pregătesc sau mă pregătesc, Dumnezeu îmi vorbește. Dar Dumnezeu spune, du-te și fă la fel la serviciu. Vei fi remunerat cum trebuie de șeful tău? Simte Dumnezeu plăcere în ceea ce facem noi în fiecare zi? Pentru că dacă nu simte, înseamnă că nu ne închinăm. Nici din dragoste, nici cu reverență, nici nu ne costă și nu avem nicio inimă curată. Dumnezeu, prin cuvântul Său, să ne cerceteze astăzi și în inima noastră a fiecăruia să vedem unde trebuie să schimbăm ceva. Să urmărim ca Dumnezeu să simtă plăcere în absolut tot ceea ce facem noi. Amin.